Jack London, Mihail, Câine de circ. Capitolul 6. Întâmplarea care avea să schimbe soarta câinelui se petrecu în ziua în care Mihail își anunță prezența tuturor celor de la Macambo. Și ca să o luăm de la capăt, de bine era Cuochi, care ieșise fără să închidă bine ușa. Și cum Macambo se legăna pe marea liniștită, ușa cabinei începu să se închidă și să se deschidă, rămânând uneori de perete și trântindu-se apoi, dar nu cu destulă putere ca să se închidă cu clanță. Mihail trecu pragul cel înalt cu gândul nevinovat de a porni în cercetare, nu mai departe decât prin împrejurimi, dar abia ieși, că o înclinare mai mare a vasului făcu ușa să se trântească cu putere și să se închidă. Mihail voi să se întoarcă. Ascultarea avea rădăcini puternice în el, pentru că în sufletul lui se lășluia dorința de a-i face mereu pe voie stăpânului, iar în cele câteva zile de izolare, simțise, își dăduse seama sau poate că ghicise fără să-și dea seama că voința stewardului era ca el să stea în cabină. Rămase deci multă vreme în fața ușii, închise, privind-o cu încordare, era însă prea înțelept ca să se pornească pe lătrat sau să se adreseze unui obiect neînsuflețit. Învățase încă de pe vremea când nu era decât un cățelandru că numai lucrurile vii puteau fi făcute să se miște prin rugăminți sau amenințări și că dacă lucrurile neînsuflețite se mișcau așa cum se mișca ușa, nu făceau din voia lor, pentru că ele nu puteau să audă nimic din tot ce li s-ar fi putut spune. O porni la întâmplare pe culoarul lung în care dădea cabina, uitându-se în sus și în jos pe această sală care mergea de la prova la pupa. Și timp de aproape o oră nu făcu altceva decât să se ducă și să se întoarcă la ușa care nu voia să se mai deschidă. Apoi îi veni o idee. Cum ușa nu se deschidea, iar stewardul și Cuochi nu se mai întorceau, porni în căutarea lor. Odată hotărârea luată, se îndreptă cu curaj și fără șovăială spre fundul culoarului, cotind colțul în unghi drept de la capătul lui, dădu peste niște trepte înguste. Printre alte urme pe care le adulmeca, recunoscu și pe cele ale lui Cuochi și ale stewardului și înțelese că trecuseră pe acolo. În capul scărilor și pe puntea principală începu să întâlnească pasageri. Erau zei albi și nu îl supăra că îi dădeau atenție, dar el nu zăbovi, ci se grăbi să ajungă pe puntea pasagerilor, unde mai mulți zei favorizați de soartă ședeau tolăniți pe șezlonguri. Nici urmă însă de steward sau de Cuochi. Îl ispiti un alt rând de trepte, înguste, în pantă, repede și ieși pe puntea bărcilor. Aci, la adăpostul unor umbrare largi, erau mulți zei, mult mai mulți decât văzuse el vreodată. Spre prova, puntea bărcilor se termina cu comanda care, în loc să fie deasupra, făcea parte din punte. Dădu ocol cabinei timonierului, în partea umbrită de sub vânt, și aci se împlini ceea ce era scris. Trebuie spus că Duncan, capitanul vasului, își adusese în afară de doi fox terrier și o pisică persană mare cu pisoii ei cu tot. Cuibul preferat al pisicii era în timonerie. Capitanul Duncan o răsfățase, dându-i o ladă pentru ea și puii ei și amenințase pe timonieri cu toate nenorocirile din lume dacă ar fi călcat vreunul din pisoi. Mihail nu știa însă nimic despre toate acestea și pisica cea mare află de existența lui înainte ca el să fie aflat de ea. O zări avea în clipa în care se și năpustise asupra lui prin ușa deschisă a cabinei timonierului. Văzând primejdia neașteptată, Mihail sări în lături și se zburli înainte de a fi apucat să-și dea seama bine ce se întâmplase. În ce-l privea, nu se simțea vinovat cu nimic, se uita la ea fix, cu părul zburlit, înțelegând în sfârșit despre ce era vorba, o pisică. În acest răstimp însă, ea se repezi din nou cu coada ei mare cât brațul unui om zdravăn. Era toată numai gheare, mânie și răzbunare. Toate acestea erau prea mult pentru un terier irlandez care se respectă.
Mânia lui izbucni odată cu al doilea atac al pisicii și, ca să se ferească de ghearele ei, sări într-o parte și apoi înainte, ca să o înfrunte. Cu un clănțănit, fălcile lui o apucară de mijloc, pe când ea mai era încă în aer. În clipa următoare, pisica zăcea aruncată pe punte, târându-se și zvârcolindu-se cu spinarea zdrobită. Pentru Mihail însă, acesta nu era decât începutul aventurilor lui. Un urlet ascuțit, un chelălăit mai degrabă, scos de mai mulți dușmani, îl făcu să se întoarcă, dar nu destul de iute. Doi foxterieri în plină putere le zbiră în coastă, înfigându-și colții în el și tăvălindu-l pe punte. Trebuie spus că cei doi câini fuseseră aduși de mult pe Macambo, încă de pe vremea când erau căței. Veniseră în buzunarele hainei lui Dick Doherty, care, după obiceiul lui, îi înșfăcase pe țărm la Sydney și îi vânduse capitanului Duncan pe câte o guinee. Între timp, Mihail, care încerca să se ridice, fu cuprins de mânie. Ploua cu pisici și cu câini, o revărsare pe care el nu o provocase. Nu el căutase gâlceavă și nici măcar nu știuse de existența unor dușmani până ce aceștia nu-l atacaseră. În furia lor isterică, foxterierii prinseseră curaj și în clipa în care Mihail se ridică, se năpustiră asupra lui. Mihail își ciocni colții de cei ai unuia dintre dușmani și amândoi își sfârtecară buzele. După această ciocnire, cel mai slab părăsi lupta, astfel încât veni rândul celui de-al doilea foxterier, care l-atacă pe Mihail din coastă, însângerându-l. Cu o mișcare bruscă, Mihail se scutură din strânsoare și liberă grumazul, lăsându-și un smoc de păr în botul celuilalt. În aceeași clipă își înfipse colții în urechea lui până ce o străpunse. Cu un chelălăit, ascuțit, foxterierul sări în lături atât de iute încât urechea lui, trecând prin colții lui Mihail ca printr-o greblă, se făcu fâșii-fâșii. Celălalt foxterier îl atacă din nou pe Mihail, care tocmai se întorcea să-l întâmpine, când se produse un nou atac, la fel de neașteptat. De asta dată era capitanul Duncan, pe care îl cuprinsese furia, văzându-și pisica ucisă. Îl izbi pe Mihail cu piciorul drept în coaste, încât aproape că-i tăieră suflarea, proiectându-l în aer. Mihail se prăbuși ca un butuc pe o parte, cei doi foxterieri se năpustiră asupra lui, înfigându-și colții în el și umplându-și boturile cu părul lui sârmos. Și pe când mai zăcea pe o parte zbătându-se să se ridice, fălcile lui îl apucară pe unul din ei. Câinele urlă de durere și se retrase, ținându-și o labă în aer. Era una din labele dinainte, al cărei os fusese aproape sfărâmat. Mihail își puse de două ori pecetea colților lui pe trupul celuilalt, dușman patruped, după care porni o urmărire în cerc cu capitanul Duncan după el. Tăindu-i calea, foxterierul își înfipse colții în ceafa lui. Cu Mihail era mai greu, foxterierul fu nevoit să se oprească din goana lui și se prăbuși pe punte. În aceeași clipă, o nouă lovitură a capitanului Duncan îl zvârli cât colo pe Mihail, ai cărui colți încleștați sfârșiară carnea de pe trupul foxterierului. După aceea, Mihail se întoarse spre capitan, ce-i păsa lui că era un zeu alb. În furia pe care o provocaseră atâtea și atâtea atacuri din partea atâtor dușmani, Mihail, care nu făcuse altceva decât să-i caute cu minte pe Cuochi și pe Steward, nu mai zăbovi să chibzuiască. Și la urma urmei era un zeu alb străin pe care nu-l mai văzuse niciodată. La început se mulțumise doar să-l mârâie și să se zbârlească la el, dar ca să ataci pe un zeu nu mai era o jucărie. De aceea, când sări să apuce piciorul care pornise spre el, să-l izbească din nou, Mihail nu scoase niciun sunet. Ca și atunci când fusese atacat de pisică, el sări în lături și chiar în timp ce se ferea, atacă. Era un șiretlic pe care îl învățase printre negrii cei mulți de la Meringhe sau de pe bordul lui, Eugene. Și uneori îi izbutea. Colții lui se înfipseră în pantalonii albi de doc ai capitanului. Acest atac îl făcu pe marinarul furios să-și piardă echilibrul. Veni în nas și după ce a nevoie izbuti să se ridice,
Nimeri tot peste Mihail, care se pregătea să muște din nou, se clătină aiurit și se prăbuși. E greu de știut cât ar fi trebuit să stea până să-și vină în fire. Funs a atacat din nou de Mihail, care înfipse colții în umăr, astfel că trebuie să se ridice repede, atât de repede pe cât îi îngăduiau proporțiile lui. Mihail izbuti să-l apuce de pulpă, dar capitanul se ridică în picioare. Îi sfâșie însă celălalt crac al pantalonului și primi o lovitură de picior care îl aruncă prin aer cât colo. Mihail căzu pe spate. Până atunci, capitanul atacase cu înverșunare și tocmai se pregătea să-l mai lovească odată, când Mihail se ridică și sări. Dar de asta dată nu se repezi la picior sau la coapsă, ci de-a dreptul la gât. Era prea sus ca să-l poată ajunge, dar colții lui apucară cravata neagră care flutura și în cădere trase de ea făcând o fâșii. Nu atât întâmplarea cu cravata îl făcuse pe capitanul Duncan să bată în retragere, cât mai ales tăcerea lui Mihail. Era înfricoșătoare ca moartea. Nu se auzea niciun mârâit și nici vreo amenințare pornită din gâtlej. Cu privirea fixă, fără să clipească, Mihail se năpusti odată și încă odată. Când pornea la atac, nu scotea niciun mârâit și nici nu chelălăia când primea loviturile de picior. Nu se temea câtuși de puțin de lovituri. Era aidoma spuselor lui Tom Hagin despre Biddy și Terence, părinții lui, de la care Mihail moștenise darul de a nu clipi în fața loviturii. Întotdeauna, așa erau ei plămădiți, săreau să întâmpine lovitura și pe cel care lovea. Era obișnuit să atace și să-și continue atacul cu un calm care avea ceva din gravitatea morții. Tot așa se petrecură lucrurile și cu Mihail. În timp ce capitanul dădea înapoi, lovind cu piciorul, el ataca sărind și mușcând. Capitanul Duncan fu salvat de un marinar înarmat cu un băț, de care era legată o cârpă de spălat puntea. Se amestecă în luptă și izbuti să-i vâre lui Mihail cârpa în bot și să-l împingă în lături. Prima dată colții lui se înfipseră automat în cârpă, dar după ce o scuipă, se feri să o mai muște, pentru că își dăduse seama ce era un lucru nesuflețit căruia colții lui nu-i puteau face niciun rău. Pe de altă parte, deși nu era frică de marinar, acesta nu-l interesa de fel. El nu-și lua ochii de la capitanul Duncan, care se sprijinea cu spatele în balustradă, gâfâind și ștergându-și sudoarea care îi curgea și roaie pe față. Pe cât de mult mi-a trebuit să povestesc bătălia de la uciderea pisicii persane până ce marinarul îi vârâse lui Mihail cârpa în gură, pe atât de repede se petrecură lucrurile după aceea, atât de repede încât călătorii care săriseră din fotoliile lor grăbindu-se la fața locului, ajunseră abia în clipa în care Mihail, printr-un salt, izbutit, se feri de cârpa marinarului și se arunca asupra capitanului Duncan, de asta dată înfigându-și colții cu atâta sălbăticie în pulpa cărnoasă a acestuia, încât îl făcu să îndruge un blestem neînțeles, însoțit de un urlet de mânie și uimire. O lovitură bine țintită l-aruncă pe Mihail cât colo și dădu posibilitatea marinarului să se folosească de cârpa lui. În aceeași clipă, sosi la fața locului și Dick Doherty, care își văzu capitanul plin de sânge și gâfâind, iar pe Mihail înverșunat, într-o tăcere înspăimântătoare la capătul cârpei, iar pisica mare persană, zvârcolindu-se cu spinarea frântă. "Killeny boy!" strigă stewardul poruncitor. Oricât de mare era supărarea și mânia, glasul stăpânului lui îi pătrunse în conștiință și, potolindu-se aproape brusc, Mihail își lăsă urechile, părul zbârlit, îi se culcă pe spate și buzele acoperiră din nou colții, în timp ce întorcea capul ca să-i arate stăpânului că l-auzise. "Aici, Killeny." Mihail îl ascultă și veni nerăbdător și fericit la picioarele lui, dar fără să se ghemuiască. "Jos, boy." Se întoarse lăsându-se jos cu un suspin de ușurare și fulgerându-și odată limba lui roșie, îi linse picioarele stewardului. "Al tău e, steward?" întrebă capitanul Duncan, cu glasul unecat de mânie și cu răsuflarea tăiată. "Da, domnule, al meu. Ce s-a întâmplat?" Dar ceea ce se întâmplase cu Mihail îl făcea pe capitan să se sufoce.
nu fu în stare decât să arate împrejur de la pisica moribundă, hainele lui sfâșiate și rănile sângerânde, până la foxterierii care își lingeau rănile și scheunau la picioarele lui. Proastă treabă, făcu Doherty. Proastă pe dracu, iotăie capitanul, șef de echipaj, a zvârle câinele ăsta peste bord. Am înțeles, domnule, peste bord, îngână șeful de echipaj, dar șovăi. Fața lui Dick Doherty se năsprea, pe măsură ce creștea în el hotărârea de a se împotrivi cu acea încăpățânare care, așa înceată cum era, ar fi mers oricât de departe ca să biruie. Răspunse însă destul de respectuos și străduindu-se să-și țină firea, trăsăturile feței se îndulciră, lăsând să se creadă că e în obișnuita lui bună dispoziție. E un câine bun, domnule, și nu face rău. Nu înțeleg de ce l-a făcut să-și dea drumul așa. Ce l-a făcut să-și dea drumul așa? Trebuie că a fost ceva la mijloc. Da, așa e, se amestecă în vorbă unul din pasageri, un plantator de cocos din Shortlands. Stewardul îi aruncă o privire recunoscătoare și continuă. E un câine bun, domnule, un câine foarte ascultător. Uitați-vă cum m-a văzut, cu tot tărăboiul el a venit la mine și s-a culcat la picioarele mele. E foc de deștept. Face tot ce-i spun. Am să-l fac eu să fie mai prietenos. Uitați-vă! Îndreptându-se spre cei doi foxterieri, isterici, Doherty îl chemă pe Mihail la el. E de treabă, Killen, îi pricepi? De treabă, îi șopti el, punând o mână pe un foxterier și cealaltă pe Mihail. Foxterierul chelălăi și se vârâ în picioarele capitanului Duncan, dar Mihail, dând ușor din coadă și cu urechile lăsate, înaintă spre el, se uită în sus la steward ca să fie mai sigur, apoi își adulmecă fostul dușman, pa chiar îi linse urechea. Ați văzut, domnule, că nu e rău? Se bucură Doherty. Joacă cinstit. E un câine de treabă. E ca un om. Vin aici, Killeni. Uite-l și pe celălalt. E bun. Sărută-l și împăcați-vă. Și gata treaba. Celălalt foxterier, cel cu laba rănită, răbda ca Mihail să-l miroase, mulțumindu-se să scoată niște mărăituri isterice din fundul gâtlejului, dar când Mihail îl atinse cu limba, aceasta îi se păru prea mult. Foxterierul cel rănit izbucni și clămpăni în aer, voind să-l muște pe Mihail de limbă și de nas. E bun, Killeniț, spun eu că e bun, îi atrase atenția de grabă stewardul. Dând din coadă în semn că a înțeles și fără urmă de ură, Mihail ridică o labă și cu o lovitură dată la întâmplare în joacă ca un ghiont, se lăsă cu toată greutatea pe ceafa celuilalt, rostogolindu-l pe punte. Deși acesta mărâia mânios, Mihail se depărtă liniștit și privi în ochii stewardului ca să afle încuvințarea. Călătorii, care văzuseră și tumba pe care o făcuse foxterierul și în același timp blândețea cu care Mihail îl privea, izbucniră în hohote de râs. Dar ei mai râdeau și pentru că în clipa în care foxterierul clămpănise și fusese dat peste cap, capitanul Duncan, care nu-și mai putea stăpâni nervii, sări în sus. Așa, domnule, continuă stewardul din ce în ce mai încrezător, pun rămășag că până mâine, la ora asta, vă împac și pe dumneavoastră. Până în 5 minute va fi peste bord, răspunse capitanul, șef de echipaj, peste bord cu el. Șeful de echipaj făcu un pas încercând să execute ordinul, în timp ce murmure de protest se ridicară din rândurile călătorilor. Uită-te la pisica mea și la mine, se apără capitanul Duncan. Șeful de echipaj mai făcu un pas, dar Dick Doherty îi aruncă o privire amenințătoare. Hai, mai repede, porunci capitanul. Stai așa, interveni plantatorul din Shortland, fii drept cu câinele, eu am văzut tot. Nu el a căutat ceartă. Întâi a sărit pisica la el. A trebuit să sară de 2 ori până să scape de ea. I-ar fi scos ochii. Pe urmă au sărit și câinii. Nu le făcuse nimic. După aia ai sărit și dumneata pe el. Nici pe dumneata nu te supărase cu nimic. Ba, a mai venit și marinarul cu cârpa. Și acum vrei să sară și șeful de echipaj la el și să-l arunce peste bord. Să fim drepți. N-a făcut decât să se apere. Ce te-ai aștepta dumneata să facă un câine care se respectă? Să zacă și să se lase călcat în picioare de orice câine sau pisică ce trece pe lângă el? Joacă cinstit, capitane, i-ai cărat câteva picioare ale dracului.
El n-a făcut decât să se apere. Am văzut că știe să se apere, rânji capitanul, încercând să-și reia obișnuita lui bună dispoziție și pipăindu-și ușor umărul care sângera, în timp ce își privea pantalonii de doc zdrențuiți. Uite ce e, steward, dacă poți să-l faci să se împace cu mine în 5 minute, rămâne pe bord. Dar trebuie să împaci altă pereche de pantaloni. Cu plăcere, domnule, mulțumesc, strigă Doherty, și am să vă aduc și altă pisică. Hai, Killeny boy, acest mare stăpân e bun, pe legea mea. Și Mihail asculta. Asculta nu cu isteria care îi mai sufoca și mai sugruma încă pe cei doi foxterieri, ci fără să-i tremure mușchii sau să-l scuture nervii. Stătea rece, cu minte, de parcă n-ar fi avut loc adineori o încăierare în toată legea și nu ar mai fi simțit în trup arsura colților și a loviturilor de picioare. Nu se putu opri totuși să nu se zbârlească la început când mirosi pantalonul din care colții lui sfâșiaseră cu puțin timp înainte. Vă rog să puneți mâna pe el, spuse Doherty. Iar capitanul Duncan, venindu-și în fire, se aplecă și puse mâna cu hotărâre, fără șovăială, pe capul lui Mihail. Ba chiar îl mângâie și îl scărpină la rădăcina urechilor, iar lui Mihail cel inimos, care luptase ca un leu, care iertase și uitase ca un adevărat om, părul zburlit de pe ceafă îi se culcă și el dădu din ciotul lui de coadă. Zâmbi cu ochii, cu urechile și cu gura și linse mâna aceea cu care se războise cu puțin mai înainte.